Geloz la 70 de ani este vorba despre un bărbat din comuna Scoarța, sat Lazuri. În noaptea de 23 spre 24 aprilie, polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apel 112 de bărbatul gelos care i-a alertat pe oamenii legii cu privire la faptul că are un conflict cu soția sa. Din verificările efectuate de polițiști la fața locului, a ieșit faptul că în urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, bărbatul, în vârstă de 70 de ani, și-a lovit soția, în vârstă de 66 de ani, cu pumnii în zona feței și i-a distrus telefonul în urma evaluării riscului, față de bărbatul în cauză, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și a fost întocmit dosar penal.